Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Intrarea în Biserica Maicii Domnului. La final, pentru activitatea pastoral-misionară și social-filantropică, ierarhul a conferit părintelui paroh Crucea Sălăjană. Suntem în biserica intrării Maicii Domnului în biserică, în orașul Simileu Silvaniei, în cea de de Sfintele Paști, cu acest prilej binecuvântat, am oferit Părintului Paroh Vasile Boșca și Crucea Sărăjană pentru întreaga activitate, dar în special pentru cea socială, care este foarte bogată din anul 1990 încoace, în această parohie. Dumnezeu să le binecuvânteze pe părintele, pe părintele protopop, primul sujitor, pe cum și, și de aici. Consider că distincția care am primit-o astăzi, Crucea Sălăjană, o împărțim între noi, toți cei ce ne-am implicat în acest proiect. Avem de mulțumit multora, de aceea consider că uh, aprecierea pe care simțit-o o exprimă prin persoana mea, uh, ea se adresează uh, unui colectiv mare și nimos care s-a implicat în realizarea uh, obiectivelor social-filantropice care s-au uh, finalizat și care funcționează, slavă Domnului, bine în parohia noastră. În urmă cu un an, în vecinătatea bisericii, a fost inaugurat Centrul Multifuncțional Filantropia aici beneficiază de servicii de asistență 87 de copii care pregătesc lecțiile pentru școală iar elevii din clasa a 12-a primesc meditații gratuite în vederea susținerii examenului de bacalaureat